Zicea Jack Călinescu, acum lucrez la comentariile care le-am pus lui Emi și cred că am o grămadă, e mult de făcut. Dar ce vreau să zic, dar n-am în multe locuri, cred că sunt multe. El era numărul 10. Numai la domnul profesor am avut, de la Cluj am avut 400 de comentarii, peste 400 până la urmă. Numai într-un loc. Dar ce vreau să zic? Am să-mi pun un cântec ca să lucrez mai ușor, știi, ca negri. Așa lucrăm noi mai bine, master, cântând. A, cântec vă trebuie, lasă că vă dau cântec. Ține-te asta și asta. Nu dați master, nu dați. Dar mai încet, că dacă nu s-aude nimic aici, frate. Am să fac și eu un comentariu. Unde e mie? Bosule, bososulo, frate, s-a ajuns la niște lucruri. Chiar acum iară mi-a venit o mașină aici. Era born again. Deci la niște lucruri care sunt, eu zic, din punct de vedere evanghelic, da? Și dacă nu mai am cărțile, că le-am dat, a fost pentru misiune, le-am dat, nu de plăcere. Am dat pe Bush, dar am un calculator. Dar ce vreau să zic? S-au ajuns la niște lucruri și Dumnezeu știe ce va fi în viitor. Pentru că dacă... Și nu zic că toată lumea face, nu, dar sunt unii care fac. În principiu că e cine mai e ca ei, că au bani, că au ajuns la bine, că nu știu ce, știi? Cum Ciste, când o dat de bani, nu m-a mai cunoscut. Aici, în patul ăsta a fost mama lui Ciste și eu spus lui maică sa, exact, lui maică mea, exact chestia asta. Că Ciste, când o să dat de bani, nu o să mai cunoscut pe Felix. Și a fost. Dar o să zic altceva. Bă, măcar pe Ciste îl înțelegi, mă, că e durerea lui, știi? Și după ce o viață i-a ajutat pe toți, pe el nimeni, trebuie să se alege. Nu, pe de altă parte, nu s-a apucat să mă înjure, știi? Să facă las grand exitos de Ciste pe spatele meu. Nu. Dar, deci s-a ajuns la niște lucruri care când eram eu cu frații și cu frații mei, mai bine zis, bătrânii, era ceva de negândit. Nu, niciun pocăit normal nu ar fi făcut așa ceva. Niciun pocăit care are cu teamă de Dumnezeu, care să citească Biblia, care să spună un îndemn sau cântare sau poezie în biserică sau orice, sau unul care să te primească la poartă, nu? Niciunul nu se gândea la așa ceva. Că este posibil, mă refer din punct de vedere al pocăiților, al oamenilor sfinți, să bată joc de un om și toate astea. Și tare mă tem că deja sora Nica, săraca, i-a scăpat din mână, i-a învățat așa rău și acum nu se mai pot îndrepta. Și știi care e rezultatul tragic? Le spun. Voi astăzi sunteți nebuni. Sunteți răi. Sunteți slab. Dar copiii voștri o să moară în droguri. Sau dacă nu o să moară, o să aibă probleme. Ca și domnișoara Oana, nu? Asta e un aspect. Sau o să ajungă la diferite besteșuguri și o să fie vina lui maică mea. Da. Să vină aici să mă picheteze. Vă rog. Nu știu. Și dacă suni, nu vorbește nimeni. Nu, că eu nu pot să vorbesc cu dumneavoastră. Păi dă-mi pe mergi, că nu știu ce, că nu pot să vă iau sub așa. Ceau. După aia aici să-mi faci curte. Deci, vă rog, luați orice teolog. De la Calvin, la Owen, sau la nu știu, luați să vedeți dacă s-a făcut așa ceva. Asta este nepocăință. Ca să zic într-un cuvânt mai complet. Și, doble, nepocăință. Da. Bă, eu nu sunt veșnic. Și închipuiți-vă și voi. Tot așa o să-mi fac. Bă, ați citit? Emi, ție ți-am dat. Că am avut două cărți, una ți-am dat-o ție.
Volumul 3, opere din Mark Twain. Călătoria sau vizita capitanului Stormfield în rai. Un capitan de marină iese la pensie și moare, efectiv. Nu știu, cade, are un accident, stătea într-o regiune muntoasă. Așa. Acolo în care... Și ajunge în rai. Că are de călătorit mult până acolo, ajunge în rai și acolo se prietenește cu un bătrân. Zice, dacă, domnule, că aici poți să ai orice vârstă. Păi știu, întotdeauna toți când vin aici își aleg vârstă tânără, merg, râd, trebuie chestii, nu știu ce. Dar totuși m-am gândit, bă, dar ce e asta? Și tot mi-am schimbat vârstă. Până am ajuns la 72 de ani și acum înțeleg lucrurile mai bine. Citesc, mă stau liniștit, nu știu ce, zice prietenul lui capitanul Stormfield. Și mai era o chestie, asta nu este apostazie, nu vreau să vă spun o chestie, ca să vă gândiți și voi la cer. Nu? Capitanul Stormfield și cu alți faliți ajungeau acolo și le dădeau îngeri, le dădeau cununi, le dădeau harfe, deci nu carte, de harfe, le dădeau aripi, au încercat să zboare, au căzut așa, știi? Să-l laude pe Dumnezeu, că era american. Și mă vedea că el mergea înainte și vedea niște tipi care mergeau înapoi și ce poți să-mi ții puțin Biblia, poți să-mi ții puțin cununa, poți să-mi ții puțin aripile, poți să-mi ții harfa. Și ajungeau o grămadă, păi, și ea dispăreau. Și faza era că, bine, asta a fost ce zicea și Huck Finn, că dacă cer numai când la harfă și nu știu ce, nu-i mare sucoteală, mai bine să fii cu Tom și cu Jim. Îi zicea la mătușa Watson. Nu. Deci cam asta e și chestia, pentru că trebuie să înțelegeți că ne vom întâlni în cer. Eu sper să ajung acolo. Maică-mea sper că e acolo. Bunică-mea aștept. Și o să ne întâlnim acolo. O să, cum zice în Scent of a Woman, și bunica mea va vorbi cu bunica ta. Nu. Că berbecii nu s-au putut înțelege. Și asta în condițiile în care eu sunt invalid pentru Domnul, stau la mine acasă, îmi văd de treaba mea, n-am treabă cu nimeni, am vrut și o să citesc într-o carte, nu s-a putut, și am vrut să văd pe Amy, că dacă nu, nu mă mai uitam. Asta a fost, nici nu vreau să mă uit asta. Mă rog, cercetați dacă s-a mai petrecut așa ceva. Eu nici măcar n-am mașină, nu. Pe mine mă dădea Ștefan, Amy cu mașina și cam atât, ce cinste. Dar nu, de tine, dar asta e ceva... dincolo de orice limită de înțelegere. Adică tu îți vinzi casa părintească aici în comună și vii la mine acasă să mă beșteșugești cu motoarele tău. O aroganță de o bogăție, știi cum e? Îmi amintesc care l-ați cunoscut pe nenea Giusi, Bârlea, tata lui Nicoleta. Un om minunat. Dar în anul dinaintea să moară, nu știu ce s-a întâmplat cu el, că nu era nebun. Și spunea mama lui Nicoleta, de soția lui, doamna de Valeriu, spunea lui mama că s-a făcut rău, că nu știu ce, că moare. Și așa zicea și mama, zicea și mie, zicea și altă. Că ce, te-a apucat anul morții? Ce ești așa de rău? Deci, vă spun altceva, nu asta vreau să vă zic. Vreau să vă spun un lucru. Cine l-a ajutat pe fratele patron, nu? Și pastor să facă afaceri, să ridice firma până la... Nu? Cine l-a ajutat? Tasu. Tasu l-a sunat în anul trecut și a zis, bossule, ajută-mă cu 100 de lei, că mai cer la altă 100 și mi-a dat 200. A zis, frate, nu știu cum se tinere, fel, mă duc și eu. Bun. Acum, fratele Mircică e mai slab. Eu nu cred că, bine, fata lui cea mare are capacitate, este business woman și are pe Axenia. Dar dacă n-ar avea pe Axenia și pe fata lui, mă îndoiesc că tot clanul ăla de pastor și security și tot ce mai e pe acolo, nu zic că sunt oameni răi, toți. Doamne ferește, nu. Dar... sunt și oameni răi, oameni care se bagă la mălaiuri și astea, și care, nu știu, înseamnă că taică-miu e rău, eu sunt rău, noi trebuie să murim, trebuie să aici să ruineze, nu pot să înțeleg.
Dar eu vreau să vă pun un aspect. Gândiți-vă, deci eu vă fac un bine, cât că voi mi-ați făcut rău toată ziua. Păi, să zicem că moare micică. Îl apucă un infarct, inimă rea sau știu ce, și se duce. Ce se întâmplă de firma voastră? Pentru că ne interesează și pe noi aici, în comunitate, să meargă bine, nu? Că sunt salarii, sunt impozite, mine și mie, nu? Ce trebuie, treaba mea. Eu și sunt este un om colosal. Deci, dar vreau să zic ce se întâmplă de voi. Și ce se întâmplă de familia lui dacă Magda nu-i lăsată să fie manager, că stai puțin, că tu ce faci? Nu știu care e realitatea, dar zic și eu ce pot. Și apoi un alt aspect. Și îți dai seama că ar fi ceva îngrozitor. Adică și zic, și dacă Axenia n-ar fi lăsată să devină secunda lui Mar, ce s-ar alege de voi? Înțelegi? Chiar mă gândeam astăzi la Oliver Twist. Oliver Twist a fost chinuit ca și copil toată viața și nu numai Oliver Twist, Charles Dickens. Și acolo Noah Claypool cu proasta aia și cu familia lor și-au bătut joc de el, efectiv, și l-au bătut. Noah Claypool l-a bătut fata aia și treburile astea, dar oamenii au sfârșit rău. Eu vă zic ca să nu sfârșiți și voi rău, da? Înțelegeți? Eu, dragii mei, eu mi-am trăit viața. Am ajutat-o pe mama, mulțumită bisericii și învățăturii biblice, cum să moară. Ajung la Dumnezeu și nu cred că era ea a pierdută. Și aici ascultata și încercăm amândoi să trecem unele peste altă. Dar eu vă spun că taică-miu are 79 de ani. Moise a zis că omul ăla de ani gata. Nu. Dar că nu se poate duce oricând, cum și după aia cu mine se poate duce orice. Pentru că eu mi-am făcut misiunea. Dar voi ce misiune faceți? Înțelegeți? Eu ce să mai zic? Aroganța asta, ceea ce numește poetul Georg Trakl, râsul aurului. Da, aveți. Și săracul Gianni bătea joc, cea că mănâncă tiramisu. Acum unde e Gianni, frate, că nu mai văd. O să dispăreți. Cum o ziceam James Joyce, dar nu știu unde am zis asta, pentru că am văzut pe internet un citat așa. They came and laughed and loved and left. Așa vreți să sfârșiți și voi? Așa o să sfârșesc eu oare? Spune tu, Emică, tu le știi pe toate. No, acum nu o să cânt în asta, o să cânt în următorul.